Săptămâna viitoare va fi marcată Ziua Victoriei, iar în mediul online este intens abordată intenția actualului guvern de a interzice, prin orice metodă, purtarea panglicii Sfântul Gheorghe. Subiectul a creat și mai multă dispută după ce Curtea Constituțională a decis că panglica poate fi purtată dacă nu promovează agresiunea militară și crimele de război. Cu toate acestea, Poliția Națională susține o altă ipoteză. Poliția moldovenească a decis și ea să agite apele. Viorel Cernăuțeanu, în încercarea de a justifica menținerea interdicției de purtare a panglicii Sfântului Gheorghe, a declarat că decizia Curții Constituționale, care presupune înlăturarea interdicției de a purta simboluri asociate panglicii, trebuie înțeleasă prin prisma declarației Parlamentului privind agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, a relatat contul de Telegram Geni Carpat. Poziția șefului Poliției Naționale a stârnit întrebări legitime din partea cetățenilor pe care aceștia le-au adresat pe rețelele de socializare. Curtea Constituțională este de altă părere, remarcă Dima Garankov. Și decizia Curții Constituționale pentru cine este? Sau nu mai este lege la noi? Se întreabă Nina Zatirco. Poliția nu se conformează deciziei emise de Curtea Constituțională? Întreabă Zina Gotovkina. Dacă poliția intenționează să încalce legea, ce așteptări putem avea de la cetățenii obișnuiți? Ce se întâmplă în țara noastră? Se întreabă Mariana Vieru. Și Curtea Constituțională a decis altceva, dar poliția din Moldova deja își inventează propria legislație de dragul de a colecta amenzi. Nu e nimic personal, au nevoie de bani, își expune versiunea utilizatorul Punt. Mulți internauți au criticat dur inițiativa autorităților de a interzice purtarea panglicii Sfântul Gheorghe. Iată ce face COVID-ul în mintea slujitorilor poporului, scrie Andrei Mucozov. V-ați gândit mult până ați inventat asemenea prostii, susține Mihail Merzleacov. Vor să șteargă memoria strămoșilor noștri, crede utilizatorul Suvorov. Cum se tem fanii lui Ghimpu, Leancă, Filat, Plaha, Sandu, Recean de această panglică, se miră utilizatorul Teotea. Toți vor purta panglica pentru a le face în ciudă bande de la guvernare, crede Hammer. Niciodată nu mi-a păsat de literele Z și V, dar pentru că ele îi deranjează pe dușmanii mei, voi lua creta și le voi desena noaptea pe ascuns, susține utilizatorul Zloi Pensioner. Ce bine că am plecat de această guvernare putredă, deși mi-e dor de Moldova mea, scrie utilizatorul Atlas. Acești funcționari sunt ca niște duhuri necurate, doar că ele se tem de tămâie, iar aceștia se tem de panglica Sfântul Gheorghe. Să interzici oamenilor să poarte simbolul victoriei în marele război pentru apărarea patriei, amenințându-i că riscă amenze de 9.000 de lei, este umilitor. Semănați a jandarmi, nu autorități legitime, scrie indignat utilizatorul Maximus. Alte două comentarii dovedesc în mod clar că poliția din țara noastră nu face ceea ce ar trebui să facă. Ne așteptăm ca poliția să fie implicată la maxim în timpul procesiunii regimentului nemuritor. Vor activa la capacitate maximă, mai întâi mitingul, apoi ziua victoriei. Dar oare toți infractorii au fost prinși deja? Se întreabă autorii contului Moldavski Vagon. Chișinăul este în top 10 cele mai periculoase orașe din Europa de Est. Mă întreb dacă șeful poliției Viorel Cernăuțeanu știe prin ce este faimos Chișinăul, relatează contul de Telegram enews.md.